Salut, fetele! Astăzi vreau să vă arăt încă o nouă lucrare de-a mea pe care am creat-o în legătură cu sărbătorile de iarnă și ea se va potrivi de minune pentru fete de la orice vârstă și chiar pentru doamne în seara de Revelion. Această coroniță din argilă polimerică este de dublă folosință. O putem folosi atât ca coroniță, cât și ca colier la o rochie de seară. Acum și eu o să vă arăt în realitate ce am eu în vedere. Iată, cum o putem folosi ca coroniță. Iată. Și o putem folosi și ca colier. Coronița este realizată din argilă polimerică. Eu mă ocup de mai mulți ani cu crearea accesoriilor din argilă polimerică și cu ajutorul la așa instrumente se fac fugușorii și pe urmă se asamblează împreună și se primește așa pe o dabă frumoasă. Iată, vreau să vă arăt argila polimerică. Este un amestec din diferiți polimeri. Acest material se vinde gata, cât și se poate de realizat în condiții casnice. Iată, din așa material. Eu fac diferite, absolut orice fel de flori și nu numai flori. Iată, acesta este materialul. Și din el eu fac, o să vă arăt mai detaliat coronița. Iată, ea este din mulți, mulți fugușori. Iată, aceasta e partea din spate. Și am pus o panglică care ne ajută să regulăm pe dimensiunea capului sau gâtului. După cum am spus, ea este de dublă folosință. Iată ce frumusețe! Ideea acestei coroniți încă o purtam din iarna trecută și abia acum a venit vremea să fie realizată în realitate. Mulțumesc mult pentru vizionare și dacă pe cineva a interesat cum se face astfel de coroniță sau cineva chiar și-o dorește, scriți numai decât în comentarii sau sunați-mi la telefon. Mulțumesc mult pentru vizionare!